Zan și Ian Custerp nu au avut conflicte în timpul show-ului Survivor al Stars, însă imediat ce s-au terminat filmările și a început lupta pentru marele premiu, au devenit dușmani. Mama Jetta spusese într-unul dintre episoadele difuzate la ProTV că și-ar dori chiar să-l adopte pe faimos și să-i găsească o fată din zonă. A uitat repede cuvintele dulci și imediat ce s-a dat start bătăliei pentru premiu a început și aruncatul cu cuvinte grele. Zani a declarat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că în viziunea lui Iancu nu ar fi meritat premiul și că mai degrabă ar fi pariat pe Ștefania Ștefan în replică. Iancu a spus despre fostul lui coleg că este fals și pervers și că producția l-ar fi favorizat. El a făcut referire la faptul că Zani a fost eliminat de TJ Miles și apoi reprimit în competiție. Uită să menționeze că acesta a revenit pe locul Anei Porcras, retrasă din concurs din cauza unei accidentări și numai după un duel și Ștefania Stănilă. Se pregătește un nou duel între Zani și Iancu Sterp, invitat și el în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Iancu Sterp a spus printre altele că ar intra în cușcare XF contra lui Zani. Dar că sigur l-ar face praf și faimosul nu ar avea nicio șansă de data aceasta, Zani a aflat despre noua provocare și a acceptat imediat să intre la luptă. Chiar dacă între el și război mic există o diferență destul de mare atât de gabarit cât și de kilograme, ambii au mai luptat în galele RXF, iar Zan chiar este neînvins, el reușind să-l doboare destul de ușor pe gheboasă. Probabil organizatorii galelor vor discuta cu foștii concurenții de la Survivor și sunt mari șanse ca aceștia să semneze pentru un nou proiect și să se duleze în fața a mii de fani încă o dată. Cu siguranță ar fi de mare interes un astfel de meci și ar veni bani în plus pentru Iancu și Zani, care deja au început măcelul declarațiilor.